nu sta departe. Vino la live-ul lui Enache. O să cântăm să-ți ajungă. Cu noi e Paul, Paul Stângă. Și de mai multe ori pe an vine frate meu Temișan. Da, 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 nu sta departe. Temi Enache, te dau pe spate. Aie. Monica, vreo 5 ani la rând, mi-a zis la mulți ani doar prin telefon, pentru că mă prindea ziua de naștere în Rusia. Ori începea campionatul pe 24-25 mai, se termina pe 4 iunie, deci 3 iunie eram acolo, ori începea pe 2 iunie, se termina pe 12 iunie de ziua ta. De ziua mea. Deci mă prindea acolo. Și ultimii 5-6 ani, mă rog, ultimii 2 ani nu s-a mai ținut și n-am mai fost noi. Și uite așa începe viața. Summertime and living it's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich. Your daddy's rich. Și mama ta arată bine. Și mama ta arată bine. So hush, little baby, don't you cry. Marele Demrădulescu, Bibanu, prietenul nostru, da, marele domn profesor, avea sketch-ul ăla și spunea și veni acasă, obosit. Și o întrebai pe-a mea. Ce făcuși vă toată ziua? Stătui. Păi, stătuși, dar ce făcuși? Mă uitai la televizor. Și ce fu? Fu ăla, fu Twin Peaks. Fu vorbește frumos că te iau la... Ce dragoste și sănătate cu Temi și Adrian Enache la live-ul lui Enache. Vă așteptăm pe toți, pentru că suntem imprevizibili. Auzi, vezi, noi n-am avut negativul ăsta. Nu, păi Paul nu era născut când am nu era născut, dar între timp s-a născut bine. Paulica, bine! Ia uite, mă, și-a făcut și cordă voci. Cu ce le hrănești pe fetele astea? Wow! Bravo, ai cu cine, bravo, bravo, ai cu cine. Da, ai cu ce, bravo, Paulică. Băi, o fază genială pe care tu nu știi că tu n-ai prins meciul. Nu, eu am venit deci, imediat după meciul cu Italia. Fii atent, Neangelo Niculescu. A, mă, spune pe asta că mă știu, spune. Băi, spune, genial. Da. A venit, l-a chemat... Era Iuri Pascu, era... Fii atent, l-a chemat Mihai Lăzăr pe Neangelo Niculescu și a zis așa. Domn profesor, peste două zile avem meci cu italienii care au... pe echipă de 10 ani și cel mai nou e Ramazzotti de 2 ani la echipă. Băieții au meci poi mâine, dar nu știu pe ce pot să-i pun. Da, așa. Cum te cheamă pe dumneata? Gheorghe Gheorghiu. O, Gheorghe Gheorghiu. Am auzit. Da, te știu. Ai piese frumoase cu Trifoiu, cu... Da, da, nu era cu... Ia aleargă. Da, aleargă, da. Ia aleargă un pic. A, ești cam mare. Fundaș. Dumneata? Ioan Ghiuri Pascu. Ioan Ghiuri Pascu, da. Mic, da. Ia, alergă. Bun, mic, bombă, înaintaș. Dumneata, Alin Cibian. Dumneata, Cristi Miculescu. Da. Bun. Dumneata, Aurelian Temișan. Câți ani ai? 19. Măi, ești lung. Ia, trage un pic la poartă. Uite, se aruncă bine. Tu vei fi portar. Și așa am rămas portar. Și la un moment dat, îți dai seama, erau festivaluri, erau, toată lumea căuta să se afirme cât mai mult, să câștigăm un ban. Și sună telefonul. Era telefon de la fix. Da. Și zic, Cornelie, ia, și sună telefonul. Ia. Așa. Acolo. Bum, mamă, și eu zic, ha-ha, ați sunat la Adrian Enache, noul star al muzicii românești, care este cu noul star al muzicii românești, Aurelian Temișan. Aveți nevoie de serviciile noastre? Vreun festival, vreo emisiune, Revelion, ceva, băi, m-a lăsat ăla să fac tot momentul meu. Bă, dar l-ai făcut exemplar. Ți-a plăcut, da? Da, vezi. Și după 3 minute, 5 minute m-a ascultat și a zis, a, încântat, domnul Adrian Enache, domnul Temișan, mai mulți. Au zis, n-aveți cumva numărul domnului Cătălin Crișan? Da. Nu vă aud, se întrerupe. Nu vă aud. Scoți în priză și l-a lăsat. Bama, până a doua zi. A fost aia, da. A fost belea aia. Deci nu se poate uita așa ceva. Cum eram noi aprinși și noi după aia mergeam pe la festival. La festival, Cornel. Dar cum aveai tu, iartă-mă, cum aveai tu, mă, la un moment dat? Răspundea el prin 96-97 la telefon. Deja nu mai stăteam să ne mai sune. Ne sunau în continuu. Era o perioadă bună. Și Adrian Enache sună mobilul. Mobil, 97, 98, pe acolo.
Motorola avea... Ia vedem că e număr pe care nu-l știu. Da, eu aveam un Benefon și tu aveai un Dancol, ceva, nu mă da, știu. Ceva nu știu. Și răspunde, iată. Adrian Enache, 5 milioane, spuneți. Bună ziua, aș avea și eu un festival, dar e mai ieftin. Ei, ce înseamnă ieftin? 3, nu, nu, 5. 5, că altfel nu răspund. Nu, nu. Deci era... Așa răspundea. Adrian Enache, 5 milioane, spuneți. Da, asta am uitat eu. Vine seara. Barul full, patronii patroni, italieni peste tot și începe. Buongiorno Italia, che spaghetti ardente. Un partigiano come presidente. Come la radio sempre meno che la destra. Canarino sopra la finestra. Pe unde mai știm accentul? Buongiorno Italia, che noi artisti. Contro l'America sui manifesti. Con le canzone, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno sole. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai chi giusto non più. Întotdeauna îi spui Cornel, dar de fapt el e Aurel. Păi de la Marcel Lică. De moment, da, fii atent, eram într-o emisiune moderată de nu mai știu cine. Mă să înțeleg și eu. Hai să, da, cred că e singurul din țara asta care nu știe ce urmează să spun acum, fii atent. Eram într-o emisiune, rămâi cu cadrul așa, nu vreau să schimb nimic. Rămâi cu mine. Așa. Și mă întreabă moderatoarea, zice, dar pe tine cum te cheamă exact? Era cu ăsta în față, cu tesărelul. Da. Eu știu cum te cheamă, că am aici CV-ul, dar poate oamenii nu știu tot numele tău. Zic, păi fii atent, pe mine mă cheamă așa. Rămâi acolo. Temișan, Cornel, Radu, Aurelian. Tot. Ca serios? Să fie tot, da. Să fie tot, da. Și am mai zis o chestie, dar și am văzut că Adi Minune nu s-a supărat că m-a sunat a doua zi și mi-a zis, dacă mă chema Adi Minune, n-apucam să mă ridic, că se termina emisiunea. Da, deci eu am 3 prenume pentru că au zis așa. Mama a zis să-l cheme Cornel. Naș a zis să-l cheme Radu, că e numele Nașei. Știi că mi-a zis care era fericit că ieșisem și dacă o fi să... Cânte, să-l cânte, să-l cânte și să-l cheme și Aurelian. Ia uzi! Să știi că mulți mi-au zis că mai am și să ai încredere în tine. Să ai încredere să în știți tine, că autograful meu astăzi mi-a schimbat viziunea. Eram timidă, eram așa. Între timp am făcut facultatea, am făcut aia, am plecat, m-am căsătorit, am 2 copii. Dacă tu îmi spui că de la autograful ăsta, pentru mine e un câștig. Și de la ăla e foarte bun. Deci treaba a fost în felul următor. Primul 4 pe care și era, că era cu 4 puncte. Da, Elena Paparizu mi-a căzut. Elena Paparizu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Corect, știi da. Că într-un fel ca la concursul la mare, când îi spun numele, că a început să mă dezamăgească de niște ani. Da, da, 12 puncte. Dar să vezi de la anul ce mișto așa, o să fie. De la anul ce va fi la fel de mișto. Așa, trecem peste. Primul 4 pe care l-a luat Adrian Enache a fost de la mine. Deci primul 4. Pe ce? Pe Elvis îi picase Elvis is now or never. Păi dacă nici Adrian nu cântă... Stai un pic, nu începe acum, lasă-mă întâi să spun vestea. Da, tu ești da, imediat, e da cheia imediat, e la început. Deci a cântat Adrian Enache al meu is now or never. Senzație. Și a venit momentul jurizării. Aurelian Temișan, 4 puncte pentru cel care în viața din afara scenei mei prieten, dar aici prietenia nu are nicio legătură. Adrian Enache. S-a șocat. A făcut așa. Bine, Cornel, și tu, Brutus. Bine, Cornel, dacă tu spui, zic, vorbim. Da, ei, vorbim, sigur. S-a șocat. Și a venit la mine. Băi, dar de ce mi-ai dat 4? Că n-am falsat. N-ai falsat, Adriane. Dar mi-ai tu? Cântat ca tine. Eu am închis ochii, eu n-am vrut să te văd. Eu am vrut să aud ceva din Corect. Elvis. Tu mi-ai cântat ca Adrian Enache. Tu nu înțelegi încă joaca asta, da, care la este început, despre a personifica un personaj. Nu știu dacă am zis bine. Da? Pentru, de a intra în pielea unui personaj. De a încerca să fii cât poți tu de mult. Ăla, sau aia. Și a picat la ruletă MC Hammer în secunda aia. Și am zis, a, te pop, Adrian. Te-am pierdut? Te pop. Așa i-am arătat. Te pup. Și ce? Vezi, face fratele tu. 10 sau 12 am 12, dat. 12, da, toată lumea. Am câștigat ediția aia. Eram cu nebunii mei, cu motocicliștii la Neptun. Asta mi-a spus-o Cabral. Nu credeți? Întrebat. Bă, să-l înviți pe care ăla e. Deci e haioșenie pe mânt. Da. Nu să cânți nimic cu el, că ar fi păcat să scadă astea pe aici, se duce bannerul, se strică tot. Așa, fii atent. Și zice, eram cu nebunii mei la Neptun, la o terasă,
Și se ridică unul de la o masă și vine la mine. Îmi dați și mie un autograf, domnul Falemi. La care ăsta, da, că știi că e nebun. Deci, da, 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 sigur da, că da, cum să nu, da, fii atent. Și scrie, cum te cheamă? Marius. Și ăsta scrie, pentru Cristi. Nu știu. Și ăsta pleacă fericit la masă. Să uite, uite. Păi nu sunt Cristi. Zice, iertați-mă, să știți că pe mine nu mă cheamă Cristi. Frățioare, nici pe mine Falemi. Să te închid. Pentru Cristi, da. De la Falemi. Da, da, da. Vreau să spun că sunt fenomenale acești artiști pe care îi invocăm și facem. Deci nu știu dacă mulți, noi toți invocăm, dar eu, tu și dar Ovidiu, noi invocăm. Cei de astăzi sunt la fel de hai să rămânem la ea vechi. Hai să avem urmări. Da, adică nu am somn, zori zile mă prind, când pe plajă mă plimb, când încă vara nu dorm. Nu am somn. Eu vara nu dorm. Nu am somn. Nu am somn. Zori zile mă prind, când pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dorm. Da, uite, o să-l invit și pe Relu într-o seară, Relu Connector. Pe cât sunt eu născut? 3 iunie. Pe cât ești tu născut? 12 iunie. Pe cât e Connector născut? 9 iunie. 3 cu 9 fac 12. Și eu pe cât sunt născut? Bă, 27 mai. Da, bravo. 12 cu 7. Mai e puțin. 12 cu 7 fac 9, no. Mai stai. Acum, pe final, mai spunem ceva de Aurica Andreescu, că nu se poate să trec peste acest subiect, pentru că tu ești semin foarte mult cu el la voce și tatăl tău ți-a insuflat această pasiune. Da, de a cânta, dar știi cum e, dacă nu simți tu să te duci mai departe, nu te duci. Tatăl meu, Relu, că eu nu pot să-i spun tatăl. Da, da, hai Relu, să fac și o glumă, o poveste reală. Relu aveam 10-11 ani. Nici mamei tale, nu-i spuneai mamei, spuneai mama, Mica. Mamă, îi mai spuneam, dar Mica, o striga Mica. Și se Mihaela. Uită sora ta la noi acum? Dacă, Bianca, dacă nu se uită, Bianca, dau... Crețomana, Bianca. La fel de Crețomana. Eram afară, mă jucam, aveam 10-11 ani și la un moment dat îi zic, Relu, era și el afară cu vecinii, Relu, mă duc până în curtea școlii cu băieții. Și când să plec, până să-mi iau mingea ce aveam pe jos pe acolo, vecina zice, dar de ce vă zice Relu și nu vă zice tată? Doamnă, de ce să învăț copilul să mintă? Am mai fost plecat prin delegație, de ce să nu rămânem noi prieteni? Știți vorba aia, zice unul să moară tatăl și vezi că moare vecinul, n-are rost. Nu, da, da. N-am înțeles-o an de zile, știi, nu înțelegem eu cum e poanta asta. Da, apropo de faptul că l-ai cunoscut și că era haios. Da. Auzi, aolea, ce-mi place! Auzi, Arabii! Iauzi! Sună-l pe Dragoș Tocan, spune că ai făcut un mix. Imediat se orientează asta, băi. Mă duceam cu el în aeroport până în Statele Unite. Doamne, s-a adunat lumea ca la urs. Cânta, stătea într-un curs și venea în șoc, a nebun și s-adunam ăia cu pahare de prin barul și dădeam genți, venea bebe. Haideți, bă, că pierdem avionul. Ia. Ekmelau yon shilkun ana shufta Allah aligala Allah sakra Ekmelau yon shilkun ana shufta Allah aligala Allah sakra A una maya A una kifeya A una maya A una kifeya Tina wala yali habibi Habibi, 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 Marțea nu dor. Și marțea nu dor. Nu am somn. Ai noroc. Ai noroc, că știm de ce. Nu contează ce e înăuntru. Noroc. Contează cât de lung am părul. Important e ce am și... Am părul lung. Da. Ce și cât gândesc. Bravo, Adi. Foarte bine. Frate.
Pe relax. Mai mult. Pe relax. Să vezi cu câte... Ce cu deși ce mă spune și mie ca să... A, și acum intră partea a doua, începem partea a doua, nu? De live.